Bun găsit, avem într-adevăr documentul care urmează să ajungă la pensionari la jumătatea lunii august, pentru că aceste decizii de recalculare vor fi distribuite în perioada 15-31 august și iată că regăsim pe această adeverință informații referitoare la stagiile de cotizare pe care le-a avut persoana respectivă, la punctele de stabilitate, punctele necontributive și, foarte important, pe aceste decizii nu va mai exista indicator de corecție, pentru că vorbim despre un indicator care nu va mai fi luat în calcul în noua lege a pensiilor. Practic, este documentul care le va arăta românilor ce pensie vor avea după ce se face această recalculare în funcție de noua formulă și își vor da seama ce bani vor primi din luna septembrie. Este important să precizăm că vor vedea cu exactitate și valoarea punctului de referință și vor putea să își calculeze și singuri acasă pensia pentru a se asigura că ceea ce va fi pe această decizie de recalculare va fi și suma pe care o vor primi. Sunt 4,7 milioane de decizii de recalculare emise de către Ministerul Muncii și vor ajunge la pensionari, urmând ca în luna septembrie pensiile să fie plătite.